Cuvântul Domnului în 1 Petru 5, de la versetul 5 la versetul 14 în dimineața aceasta. Este ultima predică din acest ciclu de predici pe care l-am intitulat Străini în țară străină. Și citim de la versetul 5 al 1 Petru, capitolul 5, cuvântul Domnului. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși vă îngrijește de voi. Fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta din care v-ați alipit. Biserica aleasă de voi care este în Babilon vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu, spune sănătate unei altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin. Să reocupăm locurile. Dragilor, spuneam duminica trecută, amintindu-vă de o poveste a mitologiei grecești, că Orfeu, când și-a adus iubita din infern, a avut o interdicție, să nu se uite înapoi, doar așa Ariadna putea ca să... Eunice putea să iasă afară. Ei bine, în momentul acela în care mai avea un metru, s-a uitat un metru pentru a ieși afară, s-a uitat înapoi. Și în clipa aceea a pierdut totul. A pierdut a doua oară dragostea pentru totdeauna de data aceasta și indiferent cât a cântat din flaut, după aceea pe Zeus nu l-a mai putut îndupleca. Putem spune că Orfeu a căzut pe mâna lui aici. V-am spus în duminicile care au trecut, din scrisoarea aceasta, așa cum am priceput eu, așa cât am înțeles eu din scrisoarea asta, am văzut cine suntem în Hristos. Am văzut că suntem cetățeni din altă lume, că de fapt avem dublă cetățenie și cetățenia noastră e acolo sus în ceruri. Am văzut că pe pământul acesta nu o să fim iubiți niciodată. Nimeni nu o să vă iubească, nimeni nu o să vă bată pe spate pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce faceți. Voi aveți un stigmat pe care trebuie să-l purtați. Stigmatul lui Hristos, Iisus Hristos, pentru că nici el n-a fost iubit cât a fost în lumea aceasta. Va trebui să trăiți în așa fel în lume încât oamenii să vă urască din pricina Lui, nu din pricina prostiilor pe care le faceți. V-am învățat că nu e ușor să ajungeți în cer, pentru că va trebui să trecem prin foc, pentru că va trebui să trecem prin apă, pentru că va trebui să suferim și cine zice că există o altă cale în afara suferinței înseamnă că omul ăla n-a citit Biblia. V-am învățat în zilele acestea că Dumnezeu nu va lăsa peste dumneavoastră încercări mai mari decât pute duce. V-am învățat în zilele acestea că ne-a pregătit Dumnezeu un loc și locul acela frumos va trebui ca să-l dobândim după ce vom trece pentru o judecată. Dar să nu vă fie frică de judecata aceasta. Ferice de voi că veți avea parte de judecata Bisericii lui Iisus Hristos și nu de judecata de la Marele Tron Alb. Suntem, spuneam, în clipa în care așteptăm să decolăm de aici. Semnele prevestitoare sunt, trăim clipele Apocalipsei, suntem intrați în ea deja și mai avem puțin să plecăm de pe pământul acesta. Și Pavel relansează un ultim avertisment cu care vreau să încheiem ciclul acesta de predici. Vreau să vi-l vizualizez, da? Sunteți niște păsări și suntem niște păsări. Avem pistă, care e viața aceasta a noastră. Unii au de 80, unii au de 30, unii au de 50 de ani. Suntem niște păsări. Am învățat în anii aceștia în biserică cum trebuie să ne crească aripi. Și fiecare cuvânt, fiecare lucru pe care l-ați învățat de aici n-a fost altceva decât Dumnezeu v-a învățat și v-a crescut aripi. Avem totul pregătit.
clipa se apropie. Și tabloul ăsta nu vreau să vi-l scoateți din cap. Cel mai dureros lucru care ți se poate întâmpla după ce ai fost pui, după ce ai crescut din părinți spirituali, după ce ai trecut prin necazuri, după ce te-ai botezat, după ce ai trecut prin foc și suferințe, după ce ai învățat cine ești ca identitate în Hristos, după ce ți-au crescut aripile, după ce s-a investit enorm de mult în tine și ai investit tu în tine, clipa aceasta, să nu uitați, dai din aripi. Și la un moment dat se întâmplă ceva. Înainte de a te ridica în aer, o gheară, o mână, care te trage jos și te distruge rupându-ți aripile acestea. Petru încheie scrisoarea aceasta cu leu. Asta vrea să ne spună el. Leu ce-ți poate frânge aripile. Aveți șansa de a fi români. Și românii sunt poporul din Europa care cred, ascultați, mai mult decât rușii, cred în faptul că diavolul este o persoană reală. Pe lângă american, să zic, 60% dintre americani cred că diavolul nu e altceva decât un simbol al răului, că el nu există în realitate. Românii cred în proporție de 70% că diavolul e persoană reală. Mai repede să îndoiesc de Dumnezeu românii, e ciudat asta, dar 100% că de satana nu. Domnule, există. Cu ăsta am avut de face, cu Dumnezeu nu. Dar cu satana... Aveți șansa să fiți români. Voi credeți că diavolul este o persoană reală. Sigur, care poate să ia diverse forme. Poate să ia forma cu coarne, pe care o știm, clasic. Cu furca în mână, cu tridentul. Poate să ia forma de leu, ca un leu, nu, ci Biblia aici, poate să se facă înger de lumină, poate să vină la dumneavoastră îmbrăcat în costum și să vă propună o afacere. Câteodată poate chiar să se căsătorească cu dumneavoastră. Percepeți? Sau să vă dea o întâlnire la bridge. Dracu. Bea și cafea, să știți. Petru zice foarte clar. El trebuie biruit. Nu o să găsiți altă biserică, dacă o să o găsiți, vă rog să vă duceți membri acolo, care să vă propună negocieri cu satana. Cu diavolul nu se negociază. Nu o să-i puteți pune în față usturoi, nu o să-i puteți pune în față cuvinte de ucigă-l toca, toca nu-l ucide. Putem bate pe ea până când o să crape toată, și ciocanele și toc. Diavolul puțin e interesat de ceea ce facem noi, de formele noastre religioase, de turnurile noastre, de clopotul nostru, de crucea noastră pe biserică. Nu e interesat de asta. Diavolul nu are probleme cu a intra într-o biserică. În a intra într-o biserică. Diavolul nu are probleme în a intra într-un suflet, într-o casă. Știți ce spune Petru ciudat la diavol? Ce să faceți? Va trebui ca să vă trăiți altfel viața. Să trăiți ca să-l puteți birui. Cu diavolul nu se poate, diavolul nu-l poți birui într-o secundă. Îți trebuie un proces. Lupta cu el întotdeauna este un proces. Încheiem cu aceste sfaturi pe care Petru ni le dă, ca nu cumva să ajungeți să dați din aripi de două ori, și înainte de a pleca spre cer, când nu mai există decât Hristos în față, gheara să vă apuce și să... Pe ultima clipă. Ultima clipă de viață. Primul lucru pe care Petru zice, dacă vreți ca să puteți să decolați în pace și binecuvântare, să vă întâlniți cu Iisus pe aeroportul de dincolo, primul lucru pe care zice Petru că trebuie să-l faceți este să trăiți o viață de umilință. Cu asta începe Petru. Dacă vreți să scăpați de satana, zice... Tot așa și voi tinerilor, versetul 5, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, și bătrânii, în legăturile voastre, unii cu alții. Să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă voi sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui, este o vreme a Lui, El să vă înalți. Să nu-i cereți lui Dumnezeu niciodată să vă smerească, pentru că Dumnezeu nu vă va smeri niciodată. V-am învățat că Dumnezeu vă va umili.
Dumnezeu îți dă un anus contra naturii ca să te umilească. Nu-i cereți smerire, pentru că de smerit trebuie să vă smeriți singuri. Asta spune Biblia. Voi să vă smeriți, tinerii, bătrânii, bătrânii la felul lor, fiecare să dea întâietate unii altora. De ce? De aici pornește Petru, de la ideea aceasta. Cine l-a dat pe Satana jos afară din cer? Vei spune că Dumnezeu. Nici vorbă. Mândria, fraților. Ce a vrut el să ajungă? Dumnezeu a vrut să ajungă. În locul Domnului Iisus Hristos. Adică eu te fac pe tine, eu te creez pe tine, te fac înger frumos, dar tu vrei să-mi iei locul și tu vrei să mă arunci de pe scaunul ăsta, ce Dumnezeu, și dau eu cu tine de pământ și dau eu cu tine din cer. Nu! Și așa a făcut Dumnezeu. Și când a plecat diavolul din cer, s-a transformat în înger și împreună cu el de întuneric și împreună cu el o treime dintre îngerii cerului, spune în Apocalipsa că a tras o treime dintre stelele cerului împreună, o treime dintre îngeri au devenit demoni. Unii legați, unii dezlegați, unii legați până în necazul cel mare, alții legați până la sfârșit, până la judecată, dar cert este că diavolul din cauza mândriei, cine cântă ca mine? Pentru că în slujba ta, spune Biblia, că au fost puse toate. Erai conducător de laudă și închinare, tu conduceai corul, tu conduceai fanfara, cel Dumnezeu, tu conduceai grupul de laudă și închinare. Ce voce am, n-aș putea să fiu Dumnezeu. Toți puteam să fim Dumnezeu de aici. Și vom fi într-o zi, asta spune Biblia. Dar așteptați. Pentru că de asta nu te poți face tu Dumnezeu, te poate face doar el, amin? Ca el. Așteptați vremea lui. Și zice Pavel, zice Petru, măi oameni buni, dacă Satana a căzut din cauza mândriei, aveți grijă, pentru că e periculos și pentru voi lucrul acesta, pentru că mândria aceasta spurcată merge înainte căderii oricărui om și oricărei biserici. Nu mai avem nevoie de nimic, avem de toate. Eu cunosc totul, eu am mântuire, eu am monopolul mântuirii. Eu sunt mai sfânt decât celălalt. Eu cunosc adevărul, eu am adevărul. Toată lumea toți sunt mai proști decât mine. Eu sunt mai deștept, mai frumos, eu sunt mai pocăit, eu sunt mai sfânt, eu sunt mai... În momentul ăla zice, o pus leu iară pe tine. Tu ești tras de aripi deja. Cazi în păcat din cauza asta, știți? Nimeni nu-și propune să cadă în păcat. Adică, cum ar fi suna o propunere? Abia aștept să se facă 12:30 să mă duc să păcătuiesc. Dar nimeni nu-și propune dintre dumneavoastră să meargă să păcătuiască. Nimeni. Păcatul vine el, nu trebuie ca să-ți propui tu pentru asta. Din contră, oamenii cad în păcat atunci când zic, bă, toată lumea să pice, mă, eu nu. Dar nu e asta mândrie. Ba da, fraților, nu-i mândrie, ba da. Eu niciodată nu o să cad. Eu sunt un om deosebit, eu sunt un om puternic. În momentul în care îl vezi pe celălalt mai mare, și asta nu înseamnă complex de inferioritate, să spui, domnule, uite, stai tu aici, te rog frumos, ia tu scaunul ăsta, faceți voi asta. În momentul în care îi dai cinste celuilalt, m-am bucurat zilele acestea, mi-au pus tinerii să povestesc o grămadă de lucruri din biserică, de atunci de când ei nu erau sau când dacă erau să jucau un nisip. Mi-au spus, frate, povestește-ne cum a fost. Și am spus, succesul, dacă putem vorbi despre un succes al acestei biserici, a fost faptul că niciodată noi nu am avut niciun fel de ceartă cu cei în vârstă, cu bătrânii, pentru că am văzut un model de la ei și vedem că trebuie să-l dăm mai departe. Câtă vreme veți cinsti pe ceilalți tineri, câtă vreme veți considera că părinții voștri știu ceva, chiar știu ceva. Chiar dacă nu știu și nu au cont pe Facebook, dar știu, vă spun eu. Încă nu o să mă credeți, dar să vină vremea în care o să credeți că nimeni nu era mai deștept ca tata vostru și mama vostru. Deci în momentul respectiv în care credeți că nu ați găuri voi covrigul, că de fapt asta e un principiu a vieții, da? În momentul respectiv când vă iubiți pe ceilalți, îi respectați și spuneți, domnule, din pricina muncii lor, zice, mă, uite-te, îl prețuiesc pe cântă, prețuiesc pe ea, stă cu copiii. Cine ar putea să stea cu copiii de acolo, din spate? Fiecare prețuim pe celălalt, pentru ceea ce face, doamne, pentru ceea ce facem aici, fiecare. Îl prețuiesc pe el, pentru omul ăsta, că știe să vorbească, știe să asculte, pentru cum știe să cânte, pentru cum știe să zâmbească oamenilor aici, la ușă, când vin în față. Îi prețuiesc din pricina muncii lor, le dau cinste. Uite, domnule, care are un doctorat, foarte bine. Dar și eu îl prețuiesc pe el, pentru că deși n-a învățat nimic la școală, nu pentru faptul că nu l-a dus capul, ci pentru că pur și simplu n-a avut bani, n-a avut cine îl duce la școală.
Va trebui ca să avem această umilință și smerenie, că niciodată pe un om umil și smerit nu pune laba leu. Să știți asta. Citeam că odată un grup de turiști englezi, știți cum însă englezii, toți cu ochelari și pistureați și roșcovani, s-au dus în casa lui Beethoven. Și una repede, o englezoaică din asta, o fonfă, o împedicată, a pus mâna pe pian și a început să cânte și ea, că și ea știa ceva de la... Și pe aceea mândră de ea a zis, eu zice, cred că mulți și-ar fi dorit să cânte la pianul ăsta, al lui Beethoven. La care zice ghidul, vă înșelați, doamnă, vă înșelați. A fost aici marele compozitor Paderewski și când l-am spus ca să vină să cânte și el a zis, la pianul ăsta, al lui Beethoven, nu-ți vrednic. Dar ea imediat, știți, cântă ea. Că de multe ori acolo unde îngerii să sfiesc, să intre, nebunii dau buzna. Puțin așa, puțin. Trebuie să fim oameni ai umilinței, ai smerenie și Dumnezeu să ne ajute, amin. Că oricum viața ne va tăia din nas, la toți de aici. Dar mai bine să o faceți voi și să vi-l ajustați frumos. În al doilea rând, trăiți o viață fără îngrijorări. Amin. Versetul 7. Ca să n-apuce leu să pună labă pe voi și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși Hristos se îngrijește de voi. Știți cum este cuvântul în limba greacă? Puneți-vă îngrijorările toate într-o raniță și dați-o lui Iisus. Poartă-o. Extraordinar tabloul ăsta. Avem o grămadă de îngrijorări și ne frământăm și asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pese, fraților. Da, bă, să zici, domnule, nu mă îngrijorez, câți copii am? 7. Slavă Domnului, descurcă-se. Se vor descurca ei. Da, păi Domnul și păsările cerului îi hrănește. Nu, nu. E diferență. Sigur că trebuie să te îngrijești ca să ai pâine și haine și trebuie... Dar nu trebuie să te îngrijorezi pentru asta. Nu-i musai să faci ulcer. Nu este necesar ca să ajungi să te îmbolnăvești cu capul și cu nervii, pentru că ai atâtea probleme care trebuie rezolvate în ziua de mâine, de luni. De luni. Împachetați-le și dați-le Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus ne iubește. Așa ați cântat, m-am uitat la dumneavoastră cum cântați. 1000 să cadă. 10.000 la dreapta. Și mâine sunteți terminați când vă duceți la un medic. Sau de fapt sunteți terminați din seara asta. Analizele o să vă iasă prost mâine din cauza nenorocirii din seara asta. Din cap. Deci. Suntem îngrijorați, ne îngrijorăm pentru orice lucru. Suntem ca și iepurii, suntem ca și animalele din pădure de stau așa cu urechile ciulite să nu cumva să audă ceva. Ne îngrijorăm toată ziua. Deși Dumnezeu ne-a promis că ne poartă de grijă, deși ne-a spus că El are și primul și ultimul cuvânt în universul ăsta, ne-a spus Dumnezeu că e Dumnezeu care ne va binecuvânta în fiecare clipă și nu mai credem asta, dragilor. Atâtea probleme ne facem, atâtea gânduri ne facem, atâtea lucruri care, oare ce vor zice oamenii? Eu sunt specialist, de aia vă spun. Dumnezeu mi-e martor că por ceva în stomac acum, nu știu ce, gastrită, ulcer, în fiecare zi mă doare stomacul și știu că de aici e toată problema. Vă dau un exemplu de mine astăzi, am stat pe banca asta aici. O oră m-am frământat de un frate că n-a venit la biserică astăzi. Mi l-am imaginat, ba dincolo, ba dincolo, ba bolnav, mi l-am imaginat mai puțin bolnav. Ultimul lucru care mi l-am imaginat bolnav. Atâta m-am gândit eu, l-am certat în sinea mea. Ce n-am spus că-i spun de seară? Mi-am făcut un... Și-o venit la rugăciune aici în față. După o oră și jumătate de îngrijorări, nu m-am mai putut nici închina. Haideți să vă explic cum e cu îngrijorarea asta, da? Asta a spus-o un păstor, un coleg de-al meu bisericii și păstorul ăla că a zis că, bă, fratele Pustan vorbește ciudat mai din topor cu biserica. S-a întâmplat, nu l-ați auzit pe el, o să vi-l aduc odată ce. De ce le-a spus în felul următor, biserice? Vă puteți îngrijora doar două condiții, da? În două condiții. Te poți îngrijora să zicem că ești bolnav. Mă, nu prea mă sunt bine. Și uite cum pune el problema și are dreptate. Zice, nu poți fi decât aceste două situații. Fie că ești bine, fie că ești bolnav. Dacă ești bine, de ce să te îngrijorezi? Dacă ești bolnav, iar ai două posibilități. Fie că te vei face bine, fie că vei muri.
Dacă te vei face bine, de ce să te îngrijorezi? Dacă vei muri, ai iară două posibilități. Fie ajungi în rai, fie ajungi în iad. Dacă ajungi în rai, de ce să-ți faci griji? Și dacă ajungi în iad, nici așa nu trebuie să-ți faci, că oricum nu vei avea timp să te mai îngrijorezi, întrucât vei sta tot ziua și vei da mâna cu prietenii cu care te vei întâlni acolo. De ce v-ați îngrijora? Noi suntem aceia care cântăm că totul e în mâna Domnului. Noi suntem aceia care citim că de fapt Dumnezeu este Dumnezeul care ne poartă de grijă. Jehova Ire. Lăsați-L pe Dumnezeu să se îngrijească de noi. Nu vă mai îngrijorați voi. Pentru că pune, în momentul în care avem îngrijorarea asta în cap și în suflet, pune leu mâna pe noi. În a treilea rând, trebuie să-L cunoașteți, spune Biblia. Trăiți în așa fel încât, fără să vă îngrijorați și să fiți oameni smeriți, trebuie să cunoașteți bine adversarul. Să știți cine e leul acesta. E ca un leu, că nu e leu, că leul e numai leul din seminția lui Iuda, Iisus Hristos. Leul ăsta e un imitator. Răcnește ca un leu. El nu e leu. Dar totuși, aici Biblia ne oferă un tablou frumos despre leul acesta. Trebuie să pricepeți că dușmanul dumneavoastră nu-i vecinul, nu-i șeful, nu-i soțul, nu-i soția, nu-i copiii. Nu-i fratele cutare. Dușmanul vostru e Satana. Dușmanul nostru comun este diavolul. El exploatează slăbiciunile noastre până când ele nu mai devin slăbiciuni. Diavolul vede o slăbiciune în viața noastră și o exploatează până nu mai devine slăbiciune. Niciodată diavolul nu joacă cinstit. Niciodată. El este trișor prin excelență, prin naștere. Ca să vă explic mai bine cu ceva din poezia românească, da? Aduceți-vă aminte de două capodopere ale poeziei românești, Moartea Căprioare și Mistrețul cu colț de argint. Nici una lui Labiș, una lui Ștefan Augustin Doinaș. Nici una. Nu o să găsiți nicio corectitudine nicăieri. Și spune la un moment dat, Labiș în Moartea Căprioarei, mă simt legat prin sete de vietatea care va muri la ceas oprit de lege și de datini. Există o lege și o datină, niciodată un vânător nu împușcă căprioara la izvor. Când bagă ia capul în apă să bea apă, nu pui pușca și o aștepți la izvor, că vine, că știi că la animal e sete. Niciodată un vânător nu are voie să se așeze lângă izvor. La ceas oprit de lege și de datini. Când am pușcat-o pe căprioară, că era foame pentru familia lui, când bea apă, când nu este, nu s-a jucat cinstit în Moartea Căprioarei. Mistrețul cu colț de argint nu e altceva decât reversul. Pentru că se întâmplă ceva, dintr-o dată vânatul devine vânător. Dar vai, sub luceferii palizi ai bolții, cum sta în amurg, la izvor a plecat, veni un mistreț uriaș și cu colții îl trase sălbatic prin colbul roșcat. Ce făcea vânătorul când l-a luat mistrețul? Bea apă. Nu-i nimic dacă tu ne ucizi pe noi la izvor și noi te omorâm pe tine tot când bei apă și ești neajutorat. Când îți pui pușca jos, îți bași capul în izvor și atunci te-am luat de acolo. Ăsta e Satana, fraților. La el nu există legi, nu există datin, el nu joacă cinstit niciodată, pentru că el e diavolul. Când e slab, când a venit la Iisus Hristos, după 40 de zile de post, în pustia Carantanie, știți ce a făcut diavolul 40 de zile? L-a așteptat să slăbească. 40 de zile a stat lângă Iisus ca să slăbească. În astea 40 de zile nu i-a adresat niciun cuvânt și a pregătit armele pentru slăbiciunea lui Dumnezeu. Atunci când ești obosit, vine diavolul la tine. Fugise 30 de kilometri Ilie după car, era obosit. Fusese în vârful muntelui, fusese un consum spiritual extraordinar. Și la un moment dat când a obosit, s-a pus sub un pom. Știți că la
pomul ăla la umbra lui s-a așezat și diavolul lângă el. Și ce a zis Ilie? Ia în viață. Niciodată diavolul nu te va ataca când ești tare spiritual. Niciodată diavolul nu te va ataca atunci când nu ești obosit. Când ești obosit, după atâta alergătură, după o zi întreagă, după o muncă, după o săptămână întreagă, ne atacă diavolul după o săptămână în biserică. Exact aici, în locul în care ar trebui ca să nu avem probleme cu el. Când vrea altceva, te atacă satana. Căci Dima, zice Pavel, din dragoste pentru lume, de acum a părăsit. Ce a vrut Dima? Că a avut de toate. A fost predicator, a avut ce trebuia, avea o bucată de pâine pe masă. I-a trebuit lumea, fraților. Și în momentul în care a vrut lumea, zice diavolul, las că te atacă atunci când a vrut altceva. Când vrei o schimbare în viața ta de obicei. În bine sau în rău, de multe ori. Există o lege și când am fost în Africa, aceeași lege. Dacă stai afară, toată noaptea unul dintre noi trebuie să pună pe foc, mă. În momentul în care n-ai mai pus pe foc, ești un om mort. Jur împrejurul nostru, numai animale, dar trebuie să pui pe foc continuu. Deci, 3 ore pun eu, 3 ore pui tu. Dormim noi și pe aceea tu stai și păzești. Când n-ai mai pus pe foc și s-o stâns focul, în clipa aceea o sărit. Și am ajuns la concluzia că ăsta e satana. Câtă vreme ai lumina Duhului Sfânt peste tine, câtă vreme ai lumina Cuvântului lui Dumnezeu, câtă vreme se pune pe foc în biserica asta, nu va sări pe întuneric leu niciodată. Nu atacă la lumină! În momentul în care devine întuneric în viața noastră, în momentul în care nu mai citim Biblia, în momentul în care nu ne mai rugăm, în momentul în care nu mai suntem martori al lui Iisus Hristos, ce am împotriva ta, spune Biblia, Iisus Hristos unei biserici, este că ți-ai părăsit focul din tâi, dragostea din tâi. N-ai mai pus pe foc. În clipa aceea ești un om terminat. Știți când atacă leul? Ați văzut probabil la televizor că toată ziua, bună ziua, suntem buimăciți cu imaginile astea să ne arate ce frumoasă e viața sălbatică. Ca și cum noi n-am avea în beiuș chestia aia. O avem, dar nu-i chiar, adică, așa pe înțeles. În Evrei 10:25. Să nu părăsiți adunarea noastră cum au unii obicei. Dacă îți băgați de seamă ce face leu, turma aia de divoli, noi ieșiți din toți nervos, supărați. Își pun copiii, pui și pun în mijloc. E așa călătoresc. Niciodată nu o să atace leu, nici măcar la zebre. Niciodată nu atacă turma, că turma te calcă în picioare. Deci încearcă să răzlețească, să ia un animal care pleacă de lângă turnă, eu pot și singur. Așa îl mănâncă, dacă îți băga de seamă la televizor, că nici nu știe turma. Ăștia toți pasc divolecii și acolo îl mânca pe nenorocit. El a vrut să plece puțin afară. Nici nu știe turma, că dacă ar ști turma, l-ar călca în picioare. În momentul în care diavolul face breșe noi, știți, ne face praf. De obicei, leu nu atacă indivizii puternici, ci pui din turmă. Ăia mai slabi, ăia care, domnule, stau acasă, nu mă mai duc la biserică la ăia. Nu-i nimic, prietene. Că o să-ți vedem doar oasele într-o zi. Să zice, mai uite, domnule, că aici a fost mâncat fratele cu tare. O să ai niște oase albe, bune de expus, în muzeu, la Antipa. Dacă nu ne înțelegem între noi și ne răzlețim, eu cred că eu l-am simțit pe diavolul prezent în momentul în care sunt atâtea biserici în Beiuș. Eu simt așa plimbându-se victorios, pentru că cu cât vom fi mai slabi și mai răzlețiți, cu cât o să ne înțelegem mai bine, cu cât o să reușească performanța toți ca să se divide cât mai mult, divide, timperă, cu atât indivizii vor fi mai ușor de lovit, pentru că noi când suntem mulți, ia să încerce satana să lovească pe cineva acum între noi, toată turma îl calcă în picioare. Dar în momentul în care tu te separi de turmă, nu părăsiți adunarea voastră cu niciun chip. Nu vă place de mine, mi-au concediu, cât vreți dumneavoastră? 1, 2, 5, 7, nu vă place de Adrian, dar nu părăsiți adunarea aceasta. O să muriți, oasele voastre o să fie într-o zi expuse. Nu părăsiți adunarea aceasta, nu părăsiți, pentru că leu caută. Două lucruri, dacă băgați de seamă tinerilor, și vă explic o chestie frumoasă. Mama are televizor, duminica mă uit la televizor cât mănânc la mama acasă. Stau și o jumătate de ceas. De obicei, atunci, duminica, repede, după ce vin oamenii la biserică, bagă ăștia de la
de la canalele așa științifice, științifico-fantastic. Bag tot felul de idei. Într-o oră trebuie să auzi neapărat că e ceva cu geneza. Dom'le, nu e adevărat nimic, dar nu a fost aia apă pe care a trecut nici exodul. Nu a fost așa. Cum mai și cu facerea pământului și apocalipsa. Apocalipsa? Nu există, dom'le, apocalipsa. Ce apocalipsa? De ce lovește în geneza și în apocalipsa diavolul cu predilecție? Geneza și apocalipsa. Pentru că, de fapt, sunt cele două cărți care le urește cel mai tare. În prima carte, în geneza, i s-a pronunțat sentința. Capul tău va fi zdrobit. În geneza, e sentința pronunțată. Și în apocalipsa ce este? Sentința executată. Și diavolul, zice, a fost aruncat în iazul de foc. Nu suportă geneza și apocalipsa satana. Orice, oricare carte din Biblie. Nu-l deranjează nici măcar Ioan când vorbește despre moartea Domnului nostru Iisus Hristos. El are probleme cu el, în geneza și în apocalipsa. Ăsta e diavolul. Deci, în primul rând, nu uitați, trebuie să trăiți o viață smerită. În al doilea rând, trebuie să trăiți o viață plină de lipsă de îngrijorare. Nu vă îngrijorați. În al treilea rând, să trăiți o viață cunoscându-vă adversarul. În al patrulea rând, trăiți înțelegând cine e Dumnezeu. Trăiți înțelegând cine e Dumnezeu. Haideți să vă citesc versetul 10 și versetul 11. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi câtă vreme? Puțin. 10 ani? 20? 2 săptămâni? După ce veți suferi puțin, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face cum? Neclintiți! Neclintiți! A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Când a văzut că nu-L poate ucide pe Domnul nostru Iisus Hristos, când a văzut că nu rămâne mormânt, că asta am cântat la Paști, Hristos a înviat din morți, va încerca să o facă cu noi. Dacă a văzut că cu Iisus nu poate. Și atunci Petru ce zice? Voi să înțelegeți că Dumnezeu este Dumnezeu, pentru că diavolul nu mai poate avea puterea asupra lui Dumnezeu în Iisus Hristos și încearcă să lovească în ochii lui Dumnezeu care sunteți voi. Și atunci ce face satana? Toată ziua ne părește la Dumnezeu Tatăl. Se duce și spune... uite ce a făcut ăsta. Teoretic, în momentul în care suntem pârâți la Dumnezeu Tatăl, pârâșul fraților care e satana, în momentul respectiv Dumnezeu n-ar mai avea ce să zică. Pentru că El privește pe pământ și zice, mințita? Mințit. Furata? Furat. Uitat-o la filmul ăla? Uitat. Asta face diavolul cu noi toată ziua. Ne pârește lui Dumnezeu, la Tatăl. Și Tatăl n-ar avea ce să zică dacă nu ar fi Iisus. Dacă nu ar fi Iisus. Pentru că în momentul în care suntem și rămânem în Hristos, răgetele leului nu vor fi altceva decât schelălăitul unui câine. Că nu mai poate să facă nimic, că noi suntem în Hristos. Și zice Tatăl, zice Iisus Hristos Tatălui, eu am murit pentru ei. În clipa aceea, satana, așa ca un câine se aude schelălăind, după ce lovești bine peste spate. Dumnezeu Tatăl ne iubește pe noi din cauza lui Hristos. Îmi plac, mă mai uit așa câteodată la televizor, la câte un film din ăsta vechi. Și am văzut un film foarte vechi, din 1918-1914, războiul ăla. Și când s-a anunțat armistițiu, dumneavoastră știți că nu toată lumea avea telefon. Domnule, a semnat pacea de astăzi. Când a semnat pacea de astăzi, ce s-a întâmplat? Ăștia s-au mai împușcat unul pe altul, că n-a venit... până a venit ordinul și în ultimul front. Ăștia nu știu că acolo s-a semnat pace. Și s-au mai împușcat încă vreo săptămână unii pe alții. Și unul dintre militari a fost împușcat, un englez, după 4 zile după ce s-a semnat armistițiu. Și când a început să-i curgă sângele din rană, au venit și au spus, diavolul, zice, nu ne-a ajutat să putem să auzim mai repede că s-a semnat armistițiu. Pe tine te-au împușcat la 4 zile după ce-i pace. La care a zis el, zice, acum sunt ca Dumnezeu. Ca și Hristos. În urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos, Domnul nostru, a semnat pacea cu Dumnezeu Tatăl, în dreptul meu și în dreptul tău. De 2000 de ani există pace a omului și a mea și a ta, oricăreia cu Dumnezeu Tatăl. Dar sângele Domnului nostru, Iisus Hristos, continuă să curgă.
pentru mine și pentru tine. Pace este, dar sânge tot curge. Sânge tot curge. Am vrut să închei și Dumnezeu mi-e martor că am vrut să închei, dar n-aș putea să închei epistola asta fără al cincelea punct. Știți cum să trăiți? Hai să mai deschid Biblia odată. Că ceva nu-mi dă pace de azi dimineață, nu-mi dă pace. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că e un frate credincios. Tot așa și Marcu, fiul meu, vă trimite sănătate. Știți cum să trăiți dacă vreți să fiți biruitori cu diavolul, cu leu? Să trăiți ajutându-vă și sprijinindu-vă unii pe alții. Ăsta e Silvan. Știți cine e Silvan? Sila! Sila! Cu cine era în echipă Silvan? Sila. Cu Pavel, nu cu Petru. S-au certat. Cândva s-au certat. Petru s-a certat cu Sila. Și-a plecat Pavel cu el. Și Petru cu cine a plecat? Cu Ioan? Marcu. Mă, pe Ioan Marcu înțelegeam că îi transmite Petru sănătate cu toți. Că era prietenul lui și copilul lui, parcă de suflet. Dar cu Sila s-a certat. Ce vedeți dumneavoastră aici? S-au împăcat. S-au împăcat. Sprijiniți-vă unii pe alții. În momentul în care cineva dintre dumneavoastră e mai slab, în momentul în care nu mai poate, turmă, voi turmă, faceți front în jurul lui, că vine leu și lea. Când o să vedeți o soră, un frate, nu-l judecați, faceți front în jurul lui. Astăzi sunt eu, mâine ești tu, leu-i leu, caută pe cine să înghită, zice. Pe cine mai slab? Copiii noștri? Vedeți acasă, aveți probleme cu un copil, pe ăla iubiți-l cel mai tare. Știți cine contează cu adevărat? Prietenii, ei adevărați, care rămân cu tine în necazuri. Sila, zice, Sila. El v-a trimis scrisoarea asta. Bea bun, m-am certat cu el, dar ne-am împăcat. Sprijiniți-vă unii pe alții. Bătrânii, sprijiniți-vă unii pe alții. Tinerii, sprijiniți-vă pe bătrâni. Bătrânii, sprijiniți-vă pe tineri. Sprijiniți-vă în biserica aceasta. Nu lăsați nici o pată pe biserica aceasta. Luptați-vă, bateți-vă cu ei în centru. Că diavolul vrea ca să ne dezbine. Diavolul vrea ca să găsească breșe în noi. Că nu ne mai rugăm, că nu ne mai închinăm, că nu ne mai iubim unii pe alții, că ne vorbim de rău. Trăiți o viață sprijinindu-vă unii pe alții. N-are unul bani, duceți-vă și ajutați-l. N-are pâine, are probleme acasă. Trebuie ajutați oamenii. 2000 de euro e o operație, ajutați. Pară-vă bine că puteți da 10 euro, că nu-i dați 2000 pentru voi, pentru copilul vostru. Spunea un pastor la un moment dat, soția lui lucrea la un magazin. Magazin din ăsta de haine, de, de material pentru haine. La care a venit o mireasă, și, adică o fată tânără, și a spus: Doamnă, nu vă supărați. Ce aș dori, zice, să-mi dați, vreau să-mi cos o roche de mireasă, voi fi mireasă. Dați-mi, vă rog frumos, niște material. S-a uitat să vadă ce material de pentru roche, e frumos, de mireasă. Dar zice, vreau să vă rog ceva. Nu-mi place niciun material din ăsta de aici. Bine, toate baloturile cu, toți baloții cu material alb a scos femeia. Și mi-am trebuit ceva, zice, ceva care să foșnească. Să foșnească. Ceva așa să foșnească, material de mireasă, vreau să-mi fac roche de mireasă. Zice, mi-o coase mama, că mama e croitoreasă, dar zice, vreau să fie ceva foșnitor. Care a zis, cum adică, pentru ce trebuie ție material să foșnească? Zice, mirele soțul viitorul meu, soții orb. Și ce vreau ca să foșnească rochea, că atunci când ajung eu la altar, să
să știe că am ajuns, să audă. Ciudată cerere, nu? Roche foșnitoare pentru mire orb, ca să știe când a ajuns mireasa la altar, să nu se simtă jenat, tot așteptând să vină și să nu audă, din toată să te trezești că ea în zonă. Nu, se auzi pași. Am impresia că aici, biserica asta, trebuie ca să ne cumpărăm cu toții materiale foșnitoare. Pentru că va trebui să ne auzim unii pe alții, chiar dacă nu ne mai vedem. Nu mai pot să-l mai văd în fața ochilor, știi? Ai o problemă, e orb, ai devenit orb. Ba să-l poți vedea, să-l poți iubi. Să-l poți iubi. Încă o dată tablou. Aproape să decolezi, după ani de zile de luptă, după ani de zile de chin, după ani de zile de suferință, aproape să vezi cerul și pe Iisus Hristos și dintr-o dată laba leului pe tine. N-avem voie. Trăiți o viață plină de umilință, trăiți o viață fără să vă îngrijorați. Trăiți știind cine e leul acesta și ce planuri are pentru dumneavoastră. Trăiți în așa fel încât să înțelegeți cine e Dumnezeu, că vă vrea în cer. Trăiți sprijinindu-vă unii pe alții. Sprijiniți-vă de Sila, sprijiniți-vă de Marcu. Chiar dacă e tânăr, sprijiniți-vă de el. Haideți să ne ridicăm în picioare, ne pregătim pentru cina Domnului. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am învățat din 1 Petru. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am învățat din 1 Petru, că au fost atât de multe și frumoase lucruri care am învățat străini, în țară străină suntem. În curând vom zbura, vom decola. Doamne, rupe picioarele leului. Rupe-i lăbile, Doamne. L-ai nimicit pe Golgota, fă-ne să trăim în puterea asta. Nu ne lăsa să cădem acum. Fii mâncați acum într-o clipă să ne răzlețim de turmă. Nu ne lăsa, Doamne. Nu ne lăsa. Haideți să ne rugăm cu toții, Domnului. Să ne țină biruitori în lupta cu leul. Amin.